Bună, dragii mei și dragile mele! Și bine v-am găsit pe canalul meu. Sunt tot eu, să știți. Sunt o variantă mai dark și mai altfel, dar sunt tot eu. Sunt Cosmina, în cazul în care nu știți, dar bineînțeles că așa se numește și canalul meu. Înseamnă că trebuie să știți că așa mă numesc și eu, evident. Nu? Astăzi am un videoclip mai interesant. N-am mai făcut niciodată ceva de genul ăsta. O să fac un videoclip cu produse pe care le-am cumpărat când am mers în magazinul Wow. Merg foarte des în magazină și tot timpul cumpăr produse de care nu am neapărat nevoie, dar îmi sar în ochi tot timpul și cumpăr și am zis să fac un videoclip cu produse pe care le cumpăr de acolo, care sunt random, cumpăr lumânări de acolo, cumpăr chestii foarte interesante. Dacă nu știți, Wow, așa arată funga. Așa, 100% ocazii, final și colecții, ceva de genul. Ideea e că, din câte am auzit eu și am aflat, eu m-am informat puțin, aceste magazine se află în mai multe orașe din România, nu doar în Arad, și comercializează produse la un preț foarte mic, la un preț redus, produse din Carrefour sau ceva de genul. În fine, ideea e că sunt la un preț mult mai mic și sunt foarte faine. Și o să încep cu produsul meu preferat, care e afară, pentru că tocmai ce am băgat perna în față. Este vorba despre această pernă, mă dau mai în spate să vedeți tot. Este vorba despre această pernă foarte, foarte, foarte drăguță. Sper că încă sunt focalizată, da. Și e o pernă destul de mică, nu e o pernă pe care să dormi, e o pernă decorativă. Pe o parte e așa pufoasă și pe o parte e și mai pufoasă. Și a fost doar fața de pernă vreo 5 lei, 4 lei și ceva, în jur de 5 lei. Și mi s-a părut un preț foarte bun. E așa micuță, nu știu cum să vă explic cât e de mică. Dar na, nu știu, n-aș putea doar pe ea, e clar decorativă. Bun, și acum o să încep să scot din plăstoaie chestiile. Am luat 3 lumânări, dar pe una deja m-a prins-o. Astea sunt niște lumânări pe care le-am luat acum ceva timp. Și una dintre ele, care era cu smochine, am aprins-o pentru că mi-a plăcut foarte tare și aveam nevoie de o lumânare în baie. Dar, pe lângă asta, în set erau încă 2 lumânări. Aceste 2 minuni. Una miroase cu... pepene galben. Așa arată. Și, mă rog, scrie... brandul este Prices. Cam așa. Mai sunt focalizată, da. Așa arată. Și încă una cu pere. Amândouă miros extrem de bine. Încă nu cred că o să le ard, pentru că mai am și din asta, dar urmează. Așa. Să le pun pe aici. Și să trecem la ce am luat astăzi. Acolo găsiți tot fel de chestii, după cum v-am zis, și am găsit și un pachet de absorbante de la Always, din astea mici. Și nu o să mă pun să vă arăt chestiile astea intime. Am luat o tavă de silicon, care trebuie spălată, evident, pentru că, da. E o tavă roșie, așa mi-a plăcut de mult și culoarea și mărimea. E o tavă de copt din silicon și e rotundă. Nu am nicio tavă rotundă până acum. Mi-a plăcut foarte tare. Asta a costat 5,45 lei. N-aș ști să vă spun care este. Scrie că are 24 de centimetri. Cute. Încă o față de pernă, pentru că n-a. Și scuze că fac zgomot mult. Ah, cade! Încă o față de pernă. Așa arată jumătate din ea și jumătate e, bineînțeles, că tot la fel. E tot așa mai lătucă, parcă, nu știu. Și asta a costat tot 4 lei și 7 bani. Și îmi place tare mult, nu știu, firma, mă rog. Dutch Decor, Living Home, ceva de genul. Mi-a plăcut foarte tare, îmi plac culorile, îmi place că e din pânză, îmi plac pernele din pânză. Next! ce fain e chestia asta. De asta vă zic că sunt produse care nu sunt neapărat necesare, pentru că sunt produse extrem de adorabile și, nu știu, nu... Sunt adorabile, dar nu e ca și când aș avea neapărat nevoie de ele și nu pot să trăiesc fără ele. Este vorba despre acest telefonțel, să scot ca să vi-l arăt, pentru că e absolut superb. Este vorba de o agrafă din asta de birou gigant cu un cap de elefant. Uitați-vă cât e de adorabilă!
Deci nu pot, nu pot. E superbă. Este de la Funkyland International. Este un bookmark. Da, mă rog, poate fi și semn de carte. Eu m-am gândit că o să fie un pin din ăla pentru stuff, pentru chestii. O las aici. Așa. Și acolo o să găsiți tot felul de chestii. Nu vă asigur că găsiți produsele astea. Am luat niște vopsele acrilice, zic ei că sunt. Vreau să le încerc, să văd cum sunt. Pentru că în cazul în care nu știți încă, eu sunt la facultate la design și tot timpul am nevoie de așa ceva. Astea sunt niște produse pe care le-am văzut și în iarnă, dar nu știu, nu mi le-am cumpărat. Mi le-am cumpărat acum, că e primăvară, nu, că așa se mai deșteaptă. Sunt șosete din astea pufoase. Nu spuneți că nu aveți șosete astea pufoase. Și eu am avut la un moment dat un set format din două perechi de la H&M și cred că am dat pe cele două perechi undeva la 25 de lei. Astea au fost două perechi, o pereche maro și o pereche negri. 5 lei și 43 de bani, așa că super deal. Mai departe mi-am luat niște dischete de machiante Lux, nu știu ce, au costat 2 lei 30 de bani și da, sunt dischete. Am luat pile de unghii de la COS. Sunt colorate, sunt atât de adorabile, îmi plac foarte mult. Și astea le pun aici. Tot în categoria unghii de la firma asta Technic. Cred că mai am ceva ojă de la ei. Am luat ojă asta super sparkling, super shiny, tiny, cum vreți voi să ziceți. Nu știu, nuanța, scrie vreo nuanță? Money bags, da, într-adevăr, costă 2 lei 32. Destul de ieftin, am impresia că sunt dubluri de la OPI sau ceva de genul. Un deodorant de la Sanex, îmi plac extrem de mult deodorantele astea, sunt 6,83 lei, un pic mai scumpe, dar vă zic eu că își merită banii. Am cumpărat ceva pietre decorative, nu cred că sunt interesante, au costat 4 și 10 bani, dar o să fac ceva crafting cu ele și vecinii cred că mută mobila sau ceva. Am luat panglică din asta pentru, nu știu pentru ce, dar a fost, cât a fost? Vreo 2,70 lei și am zis că o să folosesc la ceva. Nu știu încă nici eu la ce, dar mă rog. Și ultima chestie e imensă. E o lumânare. E mai mare decât asta de la American Candle. Este de la Better Homes. Este made in USA și se numește Jamaican Coconut Freeze. Așa arată și e imensă și miroase extrem de bine. Mamă, cât de bine miroase. Andrei a ales-o, așa că da. Și cam astea sunt chestiile pe care le cumpăr eu de la Wow când merg. Dacă v-a plăcut genul ăsta de videoclip, spuneți-mi în comentarii ca să mai fac, pentru că merg foarte des acolo, aproape săptămânal, și cumpăr o groază de chestii aiurea, așa că dacă vă place să vedeți ce chestii random mi-am cumpărat, nu uitați să-mi scrieți să mai dau banii degeaba pe chestii random. Ok, vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi și sper că nu v-ați speriat prea tare de noua mea culoare. Noua culoare a părului meu, se spune, da. Și acum puteți să mă jurați pentru că am vorbit ceva greșit. Vă mulțumesc mult din nou și vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Bye!